S-au întâmplat. Domnule ministru, pornesc de la discuția legată de salarii, pentru că a fost uh, și subiectul din ședința de guvern de astăzi. Care este rezultatul? În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, primului ministru și, bineînțeles, colegilor din guvern care au fost uh, implicați în uh, aprobarea până la urmă acestui act normativ. Uh, cred că restabilește, uh, în măsura posibilităților bugetare, un anumit echilibru. Categorii importante din rândul personalului medical rămăseseră foarte mult în urmă cu salariile. În primul rând, asistenții medicali, personalul TESA, uh -huh. personalul auxiliar și au beneficiat de cea mai consistentă majorare. 20%? Uh, 20% unele dintre categorii pentru asistenții medicali, cumulativ cu majorarea de 5% acordată la începutul anului, 35%, deci o majorare consistentă. De asemenea, personalul TESA 20%, personalul auxiliar 25%, ceva mai puțin la medici, care știți bine că au avut salariile mărite încă din 2018 foarte mult și la medici mărirea în afară de cei 5% acordați la începutul anului a mai inclus încă 8% care vor fi acordate toate aceste măriri în două tranșe, în martie și în iunie. Sunt în continuare însă anunțate proteste pentru că se face referire la momentul față de care s-a decis. Creșterea. Unii spun că s-a decis după, uh, înainte de a fi apl aplicat acel 5%, deci există da, da, o pierdere Creșterea pe de anul acesta nu e nicio pierdere. Creșterea de anul acesta, pentru că uh -huh. acea mărire uh, se raportează la salariile din decembrie, această creștere se raportează la salariile din decembrie, creșterea este pentru anul acesta. Discutăm de o creștere a salariilor în 2024. Despre asta discutăm. Știți cum este, totdeauna există și persoane nemulțumite. Cred că deschiderea de care a dat dovadă Guvernul în cadrul constrângerilor bugetare care există a fost maximă, pentru că mai mult decât atât nu cred că se poate acorda. E un început care arată bună credință și determinarea Ministerului de Sănătății a Guvernului de a îmbunătăți condițiile pentru salarizare, pentru veniturile personalului medical. Cred că lucrul ăsta trebuie apreciat și n-a fost o mărire de formă, a fost o mărire consistentă, am spus între 20 și 35% în funcție de categoria profesională. Ori lucrul ăsta, cred că o să fie apreciat de marea majoritatea beneficiarilor acestor măriri. Sigur că există și persoane care încă sunt nemulțumite, dar până la urmă important este... E o remunerație